Doi tineri de 26 și 29 de ani, ambii din Comuna Jupânești, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și violare de domiciliu, au fost reținuți pentru 24 de ore. Totul după ce, în seara zilei de 31 iulie, polițiștii au fost sesizați prin apelul 112 de o tânără de 15 ani din Comuna Jupânești cu privire la faptul că ar avea un conflict cu mai multe persoane. Din primele cercetări efectuate de polițiști a reieșit faptul că cei doi reținuți împreună cu alți doi tineri de 28 și 29 de ani din Comuna Jupânești și Bărbătești, toți aflați sub influența băuturilor alcoolice, au mers la locuința apelantei, unde au început conflict verbal cu aceasta. Din locuința a ieșit tatăl apelantei în vârstă de 50 de ani, care era de asemenea sub influența alcoolului și care a încercat să i îndepărteze pe cei patru, însă aceștia au pătruns fără drept în curtea locuinței și au început să exercite acte de violență asupra sa. În apărarea tatălui său a intervenit și un tânăr de 22 de ani care a exercitat acte de violență asupra unuia dintre tinerii care provocaseră altercația. Victimele nu au mers la spital, însă polițiștii au întocmit un dosar penal în acest caz și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.